Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Suntem în direct de data aceasta, chiar suntem în direct. Dacă auziți câte un clanson, să știți că e geamul deschis și înseamnă că părinții au început să-și ducă pruncii la școală, că ieri a început școala. N-am avut emisiune în direct pentru că am fost în direct la începutul anului școlar. Toate echipele de la Hunedoara 1 TV au fost pe teren ieri. Eu și Rosi, bună dimineața, Rosi, am fost la Hunedoara. Petronela cu Bianca au fost la Orăștie și Nicol cu Alin au fost la Decebal. E frumos așa să spunem, un an nou, un început de an nou școlar, dragii mei, un an nou, aș fi zis fericit. Un an nou școlar cu provocări frumoase, cu încredere în voi, dragii mei elevi, să aveți încredere în voi că veți putea răzbi până la capăt. Noi o să fim alături de voi pe parcursul acestui an. O să ne vedem la tot felul de cercuri și la tot felul de întâlniri. O să fim alături de voi când mergeți la Olimpiadă și așa mai departe. Pentru că sunteți minunați și voi sunteți viitorul nostru. Și dacă noi vă dăm atenția cuvenită, cu siguranță și voi o să ne dați nouă când voi veți fi mari și noi vom fi bătrâni. Mai bătrâni ca astăzi. O zi de marți de septembrie, 10 septembrie, în care încercăm să ne gândim că și mai târziu va fi soare. Dar nu va fi, probabil că ne-au anunțat telefoanele că va fi ploiță, că va fi umed, dar vedem că până la urmă vremea e a noi și noi ca vremea. Vedem dacă astăzi va mai fi cald și va mai sta la terase sau ne pregătim sufletește de facturile la gaz și la curent sau băgăm mânuța rezerva de lemne. Cu siguranță orice am face, dacă suntem buni și frumoși, o să fie mai mult decât bine. Pentru că știm cu toții că atunci când dăruim, știți deja că am făcut de ieri promo, știți de pe Facebook, atunci când dăruim, lucrurile stau altfel. Primim înapoi, dragii mei, poate nu de la cine ne așteptăm, dar cu siguranță Dumnezeu va găsi o cale să ne trimită înapoi toată dragostea, iubirea și dăruirea, bunătatea pe care o emanăm. Mergem din această dimineață un pic la Sighișoara. Știți că îmi place Sighișoara, v-am tot spus. Și vreau să vedem așa un domn, să vedem ce face acel domn la Sighișoara și pe urmă venim înapoi în studio. Aici, în cetatea medievală, bravo, organizațiilor, prin vocea tuboșarului, facem cumva să fie bine. Am zis! Am zis! Și acum vedeți și de ce spun în fiecare dimineață am zis. Nu l-am adus pe toboșarul de la Sighișoara la noi la Dale Dimineții, dar l-am adus pe altcineva de la Sighișoara la noi la Dale Dimineții. O actriță minunată. Bună dimineața! Bună dimineața! Știți cine, nu? Gianina Iconaru. A mai fost de curând la noi la emisiune, dar nu a fost singură. Dar de data aceasta, ca să nu mergem noi prea departe, să nu o lăsăm să treacă prea mult timp, am rugat-o să vină aici la Dale Dimineții alături de mine și să vedem de fapt cine e Gianina Iconaru. E actriță, dragii mei, asta știm cu toții, am aflat deja, dar e interesant să lași, am eu curiozități, să lași Sighișoara pentru Deva, fraților, că da, arată Sighișoara, am spus, e una dintre cele mai frumoase locații turistice din țară și a rămas mie pe blonzimea mea întrebarea, de ce să pleci din Sighișoara și să fii în Deva? Am plecat din Sighișoara provizoriu, pe perioadele când repet la Teatrul de Artă din Deva și
când am spectacole, nu am părăsit Sighișoara cu totul și definitiv. Și mie îmi place foarte mult Sighișoara. Eu sunt născută în Brăila, acolo am copilărit și ulterior am venit pe meleaguri ardelene la Târgu Mureș, mai exact, să studiez acolo, Universitatea de Artă Teatrală, și am participat la Festivalul de Artă Medievală cu spectacole alături de colegii mei, studenți fiind atunci, și mi-a plăcut foarte mult și mie de atunci, de prin 2000, de când eram studentă. Nu am părăsit Sighișoara definitiv. Revin acolo de fiecare dată cu mare drag, acolo e casa, o parte din familie și îmi place și mie foarte mult, așa cum ai spus și tu. Dar îmi place și la Deva, mie. Probabil prin ceea ce fac m-am îndrăgostit de Deva. Prin meseria pe care o fac, îmi petrec foarte mult timp la teatru, bineînțeles, și mi-e foarte drag și îmi place foarte mult. Și mi se pare că ai foarte multe lucruri de făcut în Deva și prin împrejurimi. Ai de ce vizita și ce vedea. No, asta cu vizitatul și cu văzutul și cu ce vedea e discutabil. Natură. Am fost în natură, da. Și am făcut plimbări și drumeții chiar foarte, foarte plăcute și m-am simțit foarte bine. Și să sperăm că lucrurile se vor schimba și la noi la Deva, pentru că speranța moare ultima. Îi salut pe cei care sunt alături de noi, nu doar în online, sunt alături de noi și acasă, în fața micilor ecrane. Și pe cei care sunt în fugă acum că își pregătesc pruncii pentru o nouă zi și cei care se pregătesc să plece la serviciu că s-a terminat vacanța pentru cei mai mulți dintre noi. Și eu îl văd pe Vasile Enea alături de noi, o salutăm pe doamna Adriana Furcă, dar o văd pe Roxana Olșanski alături de noi și o salutăm. Și o salutăm pe Roxana, eram sigură că va fi pe recepție pentru că ea e o prietenă a emisiunii și o prietenă de-a mea și știu că îmi trimite întotdeauna acel gând bun care mă ajută și toți cei care îmi scriu mă ajută. Daniela Enea ne scrie bună dimineața, Vasile Enea ne scrie bună dimineața, o zi frumoasă, mult succes invitatei dumneavoastră, e instructorul de la Hațegana. N-am uitat, o să spunem că se fac înscrieri la Hațegana, ajungem și acolo. Adrian Mureșan, tot de la ansamblu Hațegana de la Hunedoara, ne scrie bună dimineața, o zi frumoasă tuturor dragii mei și o să mai vorbim, mai citim din mesaje ce mai vedem în timpul emisiunii. Născută la Brăila, asta da. Foarte interesant, noi am stat ieri, o scurtă poveste așa la o cafea pe fugă, de la Brăila la Sighișoara chiar că e o schimbare, adică să-ți, de la Sighișoara la Deva e o schimbare și nu prea, na tot, Ardeal, dar de la Brăila la Sighișoara e totuși o schimbare, zic eu. Da, da, este. Așa cum am spus, m-am născut la Brăila, ulterior părinții mei s-au mutat în Râmnicu Sărat și acolo am petrecut parte de copilărie, adolescență, dar când am hotărât că voi merge pe drumul acesta al actoriei, m-am decis să merg la Târgu Mureș, la Universitatea de Artă Teatrală. Și așa, schimbarea a venit firesc și simplu. Nu am vrut să merg la București. Așa a fost decizia mea atunci și ai mei au fost alături de mine, în special mama. Am mers cu mine pe drumurile de început și cumva necunoscut, pentru că nu fusesem până atunci niciodată și chiar ni se părea cumva că am ajuns într-o altă țară, pentru că se vorbea o altă limbă și nu eram obișnuite cu asta. Dar m-am adaptat, zic, destul de ușor și de bine și m-am simțit foarte bine alături de colegi și ceea ce făceam la școală era minunat. Nici nu aveam prea mult
mult timp liber, pentru că petreceam la universitate aproape toată ziua. Noi, dacă repetam la cursurile de actorie, stăteam și noi când repetau ceilalți colegi, pentru că, așa cum se știe sau nu, se spune că această meserie se și fură. Și tot timpul petreceam la universitate. Și așa a venit schimbarea. A fost, acum dacă mă gândesc așa retrospectiv, a fost simplu și destul de ușor, mi se pare acum. Și da, așa a și fost. Am stat în cămin, a fost o perioadă foarte frumoasă și m-am îndrăgostit de zona asta. Acum mă duc acasă, la Brăila, unde am avut pe bunicii mei. Ambii părinți sunt din județul Brăila și îmi place să văd apropiații, dar nu mai simt că acolo este locul meu. Da. Și din păcate mai merg doar la cimitire, la mulți dintre ai mei. Eu nu sunt din altă zona țării, sunt ardelean, că tot căutat, am tot zis, bă, poate găsesc și eu, nu este nimic, sunt ardelean, că jet by jet, nu am găsit vreo influență nici de la bunici, nici de la mama, nici de la tata, dar sunt din Săbăși. Dar o spun de fiecare dată când se aduce, povestim sau povestesc cu cineva, nu te mai simți acasă, dar cred că în locul unde te-ai născut, cred că ține de oameni și aici îi dau invitatei mele dreptate, pentru că știți cu toții că eu îmi beau cafea undeva în centru, foarte aproape de teatru, și la un moment dat am văzut o doamnă, un chip care nu era din Deva. Și o vedeam că intră și iasă des pe poarta de la teatru. Dar era atât de emana atâta bunătate și era atât de senină și atât de calmă. Și la un moment dat am întrebat, cine e femeia asta? Că eu, păi e actriță la teatru. Cum să fie actriță la teatru? Că ultima dată când a fost în teatru n-am văzut-o. Formă am făcut acele săpături și am descoperit că într-adevăr e actriță la teatru de artă din Deva, ceea ce m-a bucurat foarte mult, și am fost impresionată că s-a cumva oamenii ne-ai luat ca atare. M-am integrat, parcă... aș zice și eu că destul de bine. Apropo de origini și de casă, acum, de mult timp, de fapt, eu cred că nu sunt 100% de origine română și acum tot încerc să găsesc așa rădăcinile acelea și merg tot mai clar către tătari sau cazaci în zona aceea, mai ales că tatăl meu s-a născut într-un sat ce se numește Cazasu și atunci e clar că ceva este acolo. Revenind, nu știu, probabil că și prin ceea ce fac ca meserie, face să ne integrăm destul de bine și faptul că noi lucrăm unii cu alții, actorii, și dezvoltăm relații pe scenă, ne face să dezvoltăm relații și în afara scenei, mai apropiate sau mai puțin apropiate, dar să menținem legătura caldă, să spun așa, pentru că e foarte greu apoi să creezi în scenă relații dacă în viața de zi cu zi nu ai așa o deschidere către oameni, aș spune. Chiar dacă uneori chiar mă simt bine în singurătatea mea, dar îmi place foarte mult să fiu și aproape de oameni și să relaționez cu ei și de fiecare dată de cineva ești mai apropiat, de altcineva mai puțin, simți că poți dezvolta o relație de prietenie sau nu. Foarte frumos. Am văzut în emisiunea pe care am făcut-o alături de
Pentru premiera, o să mai vorbim de Blinding Love în această dimineață, dar mai încolo puțin. Dar ați văzut aplauze la scenă deschisă, dragii mei, aici în studio, și Roxana, vă aduceți aminte în emisiunea pe care am avut, am avut-o cu Roxana și cu fiica acestei femei minunate, mie mi-e tare dragi, Andreea, nu îi mai zic și numele de familie, că iar o botez. Ați văzut că aprecierile au curs și curge încă o dată, mă așteptam să scrie, a și scris și scrie așa. Gianina este o actriță excelentă, o colegă pe care te poți baza, un om extraordinar și venirea ei la teatru de artă din Deva, teatru, ai văzut că m-am chinut, este un câștig enorm, scrie cu majuscule, și om extraordinar e scris cu majuscule, atât pentru teatru cât și pentru comunitate. Așa e, Roxana, mulțumesc, așteptam un mesaj de la tine, am spus eu că există o apropiere, știu eu ce știu, pentru că oamenii de lângă mine, pe care îi țin aproape, știu că putem să ne dăm mâna și să facem un cer de bunătate. Și uite că am mai câștigat. Mă copleșesc. Să știi că nu prea știi să omit. Ți-am spus și eu și cred că ți-au spus și colegii. Mă cam trădează fața când nu am ceva, când ceva mă deranjează. Mergem în Sighișoara, dragii mei, pentru că începem cu începutul. Primul teatru după ce ai terminat facultatea, începem cu începutul, cu începutul. Undeva cariera în teatru. Primul teatru după ce am absolvit a fost Teatrul Maria Filotei din Brăila, pentru că voiam să revin acasă, aproape de casă, părinții mei locuind în Râmnicu Sărat, dar sunt 80 de kilometri între cele două orașe, așa că eram ca acasă. Am dat un concurs, existau posturi pentru categoria întâi, eu eram la debut, am fost la domnul director cumva în audiență, am sunat înainte și am cerut o întâlnire să explic că eu sunt la debut și dacă are rost să mă prezint. Și mi-a spus că da și am luat acel concurs, dar nu m-am mai putut integra și în vibrația orașului și nu m-am simțit așa cum mi-aș fi dorit eu să mă simt acolo. Și m-am interesat ulterior unde mai sunt colegi de facultate, pentru că m-am gândit că având aproape oameni pe care îi știu, probabil mă voi simți mult mai bine. Și dintre colegii mei, Delia Lazar, Ștefana Brudan și Marian Tret, foști colegi de universitate, erau la teatrul pe atunci Gea Petculescu Reșița. Și m-am dus la Reșița și am dat concurs. E, dacă te-ai gândit din punct de vedere profesional, plecarea de la Maria Filotei către Reșița e cumva ciudată, pentru că Maria Filotei era considerat un teatru cu mai cunoscut, ieșit cumva la festivaluri, cu un alt prestigiu, dar nu m-a interesat. Am mers la Reșița și am făcut lucruri foarte frumoase acolo și turnee în Franța, în Turcia, am lucrat cu regizori importanți și a fost o perioadă foarte frumoasă, o perioadă de aproximativ 3 ani. Pe care am stat-o la Reșița. Iar de acolo a început o altă poveste. De viață. De viață și și profesională. O poveste de viață, pentru că, uite, s-a ridicat așa părul pe mine, uite, așa afli. E un actor, știți? L-am avut aici în emisiune, eu ieri am întrebat cu tupeu. E soțul dumneavoastră? Se vede că au o legătură specială. Cred că de la Reșița a început frumoasa poveste de dragoste dintre doi actori, sau? Ștefan e partenerul meu de viață și de scenă și povestea a început, da, la Reșița, dar noi ne știam din facultate, am fost colegi și la Reșița ne-am reîntâlnit și a fost o întâlnire
greu de explicat în cuvinte, fiind 4 ani colegi și ne schimbând probabil decât pe scenă replici și nici nu eram prea mult distribuiți împreună la examene și nu nici la cursuri, că făceam și cursuri de dans la facultate și nici acolo nu eram de prea multe ori puși să dansăm împreună. Ne-am reîntâlnit la Reșița și da, de acolo a început povestea și relația noastră. Ca orice poveste, n-aș putea să explic în cuvinte, a fost frumos, a fost cumva, chiar dacă nu era la prima vedere, dar a fost cumva la prima vedere și m-a cucerit și prin felul de a fi și prin felul cum era și din punct de vedere profesional și de atunci suntem împreună. Ajungem și la poze, îmi rog pe Rosi să le mai lăsăm puțin. Scrie Călin Priescu, bună dimineața, felicitări pentru emisiune, mulțumesc. Ne scrie doamna Margareta Giurgiu, mult succes și cu așa o invitată, emisiunea este de excepție. Mulțumesc, este doamna profesoară de fizică de la Orăștie. O iubim pe doamna Margareta Giurgiu, e un om special. Nu degeaba e în emisiune, pentru că e așa, de o bunătate rară. Cum sunt foarte mulți oameni, dar o ținem bunătatea cumva ascunsă, parcă de frică să nu fim loviți. Se vede cu ochiul liber că sunt un cuplu, eu fără să am înțeles că sunt un cuplu și că între ei există o legătură altfel, o legătură dincolo de scenă, deși eu i-am urmărit și știind că o să urmeze această invitație, i-am văzut împreună pe scenă la Blinding Love și am încercat să trec dincolo de acea legătură dintre actori. O întrebare care mă macină de foarte multe ori și o pun de foarte multe ori artiștilor din orice domeniu. În general, am și răspunsul din familia mea. Se spune așa, cei care fac artă, de orice fel, că ești instrumentist, actor, regizor, cu vocea, solist vocal, da, sau orice, nu prea îți alegi partenerul de viață din aceeași branșă, pentru că mama zicea, bă, unul trebuie să stea acasă, că avem un copil de crescut, aici era ideea. Și totuși văd, am foarte multe exemple, când doi oameni din aceeași branșă s-au unit și au o viață foarte frumoasă. Ce vă leagă? Cum reușiți să vă sprijiniți? Pentru că e clar că de-a lungul vieții ați avut unul spectacol la Cuca Măcăi și unul la Budapest, da, sau poate dincolo. Cum păstrați? Ce înseamnă pentru un artist să-și păstreze echilibrul ăsta în familie? Cum reușiți? La noi a fost cumva diferit, n-am fost foarte mult plecați departe unul de celălalt, pentru că după perioada Reșița, noi am ales drumul artistului independent și atunci am făcut spectacole de teatru independent și am petrecut foarte, foarte mult timp împreună muncind către ceea ce am vrut noi să realizăm în teatrul independent. Și în multe spectacole, am început cu spectacole pentru copii, apoi am făcut spectacole pentru oameni mari, dar la început am fost doar noi doi, pentru că ne-a fost mai ușor să ne asumăm niște riscuri fiind doar noi doi. Ulterior am început să aducem actori colaboratori alături de noi. Și foarte mult timp am jucat împreună și am călătorit foarte mult împreună. Perioada în care s-a mai întâmplat să avem turnee separat,
cred că înțelegere, încredere, n-ai cum. Și vorbind atât de mult și fiind în domeniu, cred că cumva înțelegi mai ușor decât dacă ai fi cu un partener care nu ar fi din domeniu și care nu ar înțelege apropierea de un alt partener când dezvolți o relație pe scenă. Și eu așa cred că cineva din afara meseriei înțelege un pic mai greu asta. Dar la noi, asta pot să spun, că a fost mai ușor făcând foarte mult și asta ne-a legat și proiectul acesta cu teatru independent. Am avut un scop comun, am avut același țel și ne-am dorit ca teatrul pe care noi l-am pus pe picioare și aș putea spune că e copilul nostru, ne-a legat foarte mult. Și chiar când am decis să devin actor angajat al Teatrului de Artă din Deva, atunci erau cam, se împlineau 16 ani de teatru independent și vorbeam, am zis, mă simt cumva ca o mamă care lasă un copil mărișor să se descurce și singur. Și da, n-aș spune că e foarte greu, cred că cumva te leagă faptul că ești în același domeniu. Asta e experiența mea. Probabil că sunt și alte experiențe și asta a fost experiența noastră și înțelegerea noastră unul față de celălalt atunci când am avut proiecte diferite, cum e acum. Eu sunt angajat aici, am lucrat până pe 6 septembrie când am avut premiera spectacolului Blinding Love. Am lucrat împreună, dar acum el a plecat și eu am rămas să repet la alt spectacol. Și e foarte bine. Cred că aduce și o prospețime relației, de așa cumva un refresh. Și ajungem la poze. Rosiu să le pregătească. E vorba de teatrul Tact, dacă nu greșesc. O să... Și aici o vedem pe Georgina într-o altă ipostază. Avem câteva poze din... deci teatru pentru copii. Aici ai atins un punct. Copilul din noi deci e totală. Acestea sunt fotografii din spectacolul Corbul și Vulpea, o adaptare după fabula Corbul și Vulpea, adaptare făcută de colegul meu de la Teatrul de Artă din Deva, dar pe care îl știu de mulți ani, Eugen Pădureanu. Teatru pentru copii, pentru că la început și pentru că cumva ajungi mult mai ușor să aduni publicul copil, să spun așa, copilul, chiar și copilul adult. Vin mult, mult mai ușor la spectacolele pentru copii. Aș spune, dar și pentru că a fost un mod de a ne autofinanța în teatrul nostru independent cu spectacolele pentru copii. Am călătorit în toată țara, de la Satul Mare până la Târgoviște și cred că zona de aproape de Dunăre, pe acolo n-am prea fost, dar din Satul Mare, Târgoviște, Brăila, Galați, am acoperit așa în lung și în lat țara și a fost mult mai ușor să ne apropiem de public, asta revenind la Sighișoara, pentru că am jucând pentru copii, așa ne-au cunoscut și părinții. Atunci când am făcut spectacolele pentru oameni mari, au venit în număr mare și mult mai ușor, pentru că îi știau pe acei oameni din spectacolele pentru copii. Copiii s-au bucurat de spectacolele noastre și atunci a fost mult mai ușor să îi atragem. A fost așa o strategie, să zic, da, o strategie, spectacole pentru copii, iar te mai rețin că rulează deja fotografii. Da, lasă-le să ruleze.
a fost strategia aceasta de a ne apropia de adulți și pentru mine personal a fost, am câștigat o mare libertate în joc și o foarte mare atenție din toate punctele de vedere, distributivă și de să-mi controlez vocea foarte bine, pentru că ei uneori copiii vorbesc mai tare, tu trebuie să-ți impozezi altfel vocea, trebuie să fiu foarte, foarte atent la dicție și la text, că imediat te taxează, nu-i ca adultul care aude ceva și stă liniștit în sală și merge acasă și după aia zice, am auzit acolo, parcă o bâlbă sau n-am auzit, n-a fost vocea destul de bine impostată. Copilul spune, păi mi-ai mai spus asta, am mai auzit asta odată sau n-am auzit, ce a zis? Și a fost și am câștigat o libertate foarte mare jucând pentru copii. Mi-am dat seama ulterior când am jucat în spectacolele pentru oameni mari și spuneam unei prietene, zic, uite, dacă gestul ăsta l-aș fi făcut mai mic, acum mi-a dat libertatea să fac mult mai mare, tocmai pentru că câștigasem așa o lejeritate în joc. Și da, încredere. Chiar copii, dacă la început recunosc că am fost reticentă. De ce pentru copii? De ce? Dar a fost un câștig foarte mare. Și din punct de vedere al publicului, ceea ce înseamnă Sighișoara, pentru că în orașele celelalte nu am revenit în toate orașele și cu spectacole pentru oameni mari, dar în Sighișoara prima dată lumea ne-a cunoscut cu spectacolele pentru copii. Și ne știu și știu replici din spectacole pentru că le-am jucat foarte mult și mulți ani și la diferite ocazii, fie că a fost organizat printr-o școală, fie că a fost organizat la un eveniment, am jucat și jucăm mult pentru copii și pentru copii. Și pentru copiii din noi. Eu am făcut o emisiune cu una dintre fetele de la Geopark și acolo mereu spun, dragii mei, haideți să lăsăm copiii din noi să iasă afară, să se bucure. Pentru că noi nu am avut, generația noastră nu am avut parte neapărat de anumite lucruri. Dar acum, având copilașii pe lângă noi, am putea să mergem cu ei și să devenim noi copii, pentru că avem o scuză. N-avem curajul să spunem că suntem copii, dar avem curajul să ne bucurăm cică de bucuria copiilor. Au fost voci care au spus, în loc să faci lucruri serioase, faci lucruri pentru copii? Nu, foarte rar, pentru că le-am făcut foarte serios și spectacolele pentru copii. Dar înțelegi și, ce zic, da. Au fost voci care au spus actorie, dacă nu v-a plăcut școala. Da. În condițiile în care noi aproape tot timpul avem de învățat texte și de avem de învățat, adică chiar ne-a plăcut școala. Sau dacă nu ne-a plăcut, suntem într-o continuă învățare. Mi se pare că trebuie să ai o memorie de elefant să fii actor sau solist vocal sau instrumentist, să ții minte. Ei să mă ajută că mai au partituri. Dar mie mi se pare că trebuie să ai o memorie de elefant să poți să ții minte replicile. Ai jucat Blind in Love, deja faci repetiții ca actor, faci repetiții pentru o altă piesă, înveți alte replici, trebuie să ții minte ce ți-a spus regizorul, că trebuie să faci în prima piesă, adică aici când trântești ușa, tu trebuie să faci așa și te duci în următoare, nu știu, și să nu uiți, pentru că într-o stagiune piesa se mai joacă și să-ți aduci aminte ce ți-a spus, nu știu, mie mi se pare că ar trebui să fim nu știu, complicat aici. Eu abia țin minte niște nume de oameni, dar aminte să țin minte atâtea lucruri. Nu, dar mă rog, poate că fiecare spune că meseria lui e cea mai grea. Dar noi ăștia care nu avem nicio meserie, știi foarte simplu că la noi nu avem ce să... Rămânem în Teatru Tact la Sighișoara, mai avem și poze și vreau să ne povestești. Astăzi sunt și, de la Teatru Tact, da? Și apare deja și Ștefana Brudan în scenă. Da.
Este o fotografie din, mă rog, e după spectacol, Prah, sau 6 din 49, în regia lui Cristian Ioan. Și aici nu eram la Sighișoara, jucasem spectacolul la Agnita. Aproape de Sighișoara. Era înaintea turneului pe care l-am avut în Germania. Spectacolul se joacă și aici sub titlul Nu-i ușor să fii bogat, cu Roxana Olșanski și Eugen Pădureanu. Loto, da. Da, cu biletul la loto. Da, acestea sunt imagini. Aici e la sediu unde jucăm noi. Este sala de conferință a unui hotel din Sighișoara. Mergem un pic mai înainte, uite, îi vedem la cafea aici. Da. Erați la cafea dimineața sau erați la cafea pe scenă? Eram la cafea pe scenă în spectacolul Idil Estivală, în regia domnului Ion Mirceagă, cu care am lucrat și la Teatrul de Artă din Deva, la spectacolul Blinding Love. Aceasta este... Și ajungem la Deva, da, deja. Dar înainte de Deva, că nu vreau să mergem până aici, avem un afiș, Rosi, Teatru Tact, așa. Ăsta l-am primit, presupun că contează mai mult, reprezintă ceva. Gianina Iconaru, Denisa Capră, Andreea, trebuie să sun la Sighișoara? Da. Am găsit fotografia și mi-a plăcut mult și mi-am reamintit de proiect și de aceea am trimis așa. Oricând, cu plăcere, e după un scenariu, un spectacol după un scenariu de al domnului Ion Mirceagă și Radu Dragomirescu, în regia lui Valentin Marcoș. Valentin Marcoș este un student încă, acum e prin Germania, dar a absolvit regie la Iași. A fost voluntar la noi la teatru, a început de la primirea publicului, la vânzarea biletelor și a ajuns să se îndrăgostească și de meseria de a fi regizor și a absolvit universitatea de la Iași. E un spectacol, Denisa juca varianta a personajului în tinerețe, e o variantă a personajului adult, era vorba despre consumul de droguri în rândul tinerilor și nu se mai joacă, ei sunt toți împrăștiați cam peste tot. Alex Stoicescu, de exemplu, a absolvit la Târgu Mureș, când juca la noi, era student în anul 2 și acum joacă în spectacole de ale lui Radu Afrim, joacă la Craiova în Hamlet, adică a avut o traiectorie foarte frumoasă și cam atât, dar ne-a fost foarte drag, așa, am lucrat în perioada pandemiei la spectacolul acesta, păstram așa distanța și repetam și a fost foarte frumos și ne aducem aminte cu plăcere. Și vedem acolo, a văzut bine Rosi, s-a corectat, mi-a zis în cască, în regia nu e în regie, e de Ion Mirceagă și Radu Dragomirescu, așa e, dar uitați, vedeți, dragi telespectatori, mereu apar, dacă ne uităm în povestea acestor oameni, nici nu ar trebui să mai întrebăm prea multe, pentru că ar trebui să înțelegem familia, această familie, teatru, pentru că ei sunt o familie și nu contează că joci la Deva, că joci la Sighișoara la Teatru Tact, că joci la Craiova, că joci la Brăila, la Reșița sau la Târgu Mureș sau în oricare parte a lumii joci, ei rămân o familie. Asta e impresionant la acești oameni, actorii, și aici mă refer la ei, pentru că ei reușesc cumva, spre deosebire de noi, să păstreze aceste legături de suflet și păstrează cumva altfel relațiile față de noi. Mergi la un curs, dau un exemplu, eu am lucrat foarte mulți ani într-o companie, mergi la un curs, cunoști oameni, te rupi de acolo, pleci, îți mai scrii, mai vizualizezi pe Facebook, dar pierzi foarte multe legături. Între actorii asta nu se întâmplă, pentru că păstrați cumva foarte frumos relația de familie, pentru că ne uitam la poza aia între Ștefana Brudean și Gianina Iconaru. Întrebarea mi-a venit pe loc și trebuie să o pun. E clar că aveți discuții.
soț, soție, pe scenă, față în față. Adică, dacă e o scenă, reușiți să nu-i transmiți supărarea, adică ești supărată pe... Toți ne supărăm pe partenerul de viață. E magic ce se întâmplă. Magic, e fantastic așa ce se întâmplă. Eram sigură de asta. Pentru că, da, ai intuit bine, evident, există discuții ca în orice cuplu, dar când începem repetițiile, dacă urc pe scenă, fie spectacol pentru copii, fie când am terminat ce am avut de făcut acolo, am uitat ce a fost. Am uitat cu desăvârșire, nu mai știu de la ce ne-am luat, care era problema și ne ia și râsul. Da, e magic ce se întâmplă și e magic ce se întâmplă și cu câteodată cu o afecțiune fizică, nu mai simți nimic atunci când începi repetițiile, să zic că îți mai permite, dar când dai un spectacol nu mai simți că te doare capul, că te durea un umăr sau mai știu eu ce, adrenalina respectivă își face efectul și trece, ca zici că ai luat elixirul antidurere, anti-conflict și aș reveni la ce spuneai cu legăturile între actori. Nu știu dacă e general valabilă, dar eu aș spune că e și meritul profesorilor pe care i-am avut la universitate și aș pomeni că a fost foarte dragi domnul Cornel Popescu, nu mai este printre noi, fi iertat, și doamna Marinela Popescu locuiește în Târgu Mureș, dar de câțiva ani nu mai joacă și a fost meritul lor, pentru că noi nu că ținem legătura doar noi foștii colegi din anul respectiv, dar ținem legătura și cu colegi care au absolvit cu câțiva ani înaintea noastră și aș menționa o pe Ada Mila, ea a absolvit la aceiași profesori ca și noi și ținem legătura și Ada a fost invitată cu spectacole la Sighișoara, ne contactează pentru diferite evenimente și da, e minunat și e meritul lor, pentru că ei ne-au unit așa ca o familie, ne invitau la ei acasă, aduceau mâncare la facultate, am fost așa ca o familie și atunci cred că asta ne-a făcut și pe noi, iar cu tinerii cu care am colaborat și la Sighișoara și acum la Deva, simt cumva că se creează așa un nucleu apropiat și profesional și pe plan personal. Și te rog, Rosi, acea poză cu Mihai Panaitescu, care ține o diplomă în brațe, și ajungem la familia Teatru de Artă din Deva. Aici găsesc în poză, ne uitam cu Rosi, foarte mulți prieteni dragi nouă, chiar prieteni dragi nouă, frumoasă, da, familie. Sunt, cred că sunt colegii, cred că suntem toți, dar cred că aproape nu toți. Nu chiar toți, da, mai lipsesc, da, dintre ei. Și suntem, cred că nu mă înșel, la Frankfurt, pe scena de la Frankfurt, când încheiam turneul din Germania, și o diplomă pe care am primit-o acolo, au primit-o teatru pentru contribuția adusă culturii în Germania și cu spectacolul Gaițele. Aceasta e o fotografie tot într-un spectacol de la Teatrul de Artă din Deva, Mafia Femeilor, care o să-l vedem în această stagiune. 20 septembrie, da. Roxana și Mișu Feier și Eugen Pădunean. Aici asta poza a fost, da, totală. Mergem la următoarea. Doamne, e... Din ce piesă e? Tot Mafia Femeilor. Tot din Mafia. Da, eu, da, asta, da, am, da, scăpat-o, n-am văzut-o, deci ne vedem la teatru. 20 septembrie. Da. Da. Foarte... E un spectacol în regia lui Mihai Panaitescu. Și... aceasta, aici am început colaborarea mea cu Teatrul de Artă din Deva. E o fotografie din spectacolul Un tramvai numit Dorința. Atunci eram doar colaborator al Teatrului de Artă din Deva, dar iubesc fotografia asta și pe aceasta, dar aceea îmi place în mod deosebit. Aici cu partenera din spectacol, Diana Rotaru,
Stella, în personajul Stella. Și da, a fost o colaborare extraordinară. Și aici, pe final de spectacol, mă rog, personajul, la finalul spectacolului, un tramvai numit Dorință. Mergem la Blinding Love. S-a jucat pentru prima dată pe scena din Deva la deschiderea stagiunii 2024-2025, dragii mei. O altfel de Gianina Iconaru. Aici, alături de Ștefana Brudan, nu sunt soț și soție de data aceasta, merită să mergeți să vedeți piesa. Și mai avem foarte puțin din emisiune, că așa trece timpul la noi, dar am o întrebare. Aștept aplauze la scenă deschisă și foarte frumos aici, toată echipa pe scenă, îi felicităm, nu dăm din casă, nu se aude, e sunetul. Am luat câteva imagini de pe pagina de Facebook a Teatrului de Artă, dar nu vrem să dăm din casă, pentru că vreau să mergeți, dragii mei, să vedeți piesa. Merită, chiar merită. Și acum o întrebare, nu de actor, de om. După ce am văzut piesa, suntem orbi că nu vedem sau suntem orbi când vedem și trăim în întuneric? Suntem orbi când nu vedem ce ar trebui să vedem în jurul nostru și să încercăm să facem ceva ca lucrurile, în ceea ce e în, stă în puterea noastră, să rezolvăm și să aducem un mic aport pentru ca lumea asta să fie mai bună și tot ce se întâmplă în jurul nostru. Atunci suntem morbi, chiar dacă vedem, dar nu vedem ce nu știu, ce nu e bine, ce nu merge și nu aducem așa un mic aport, sau nu vedem oamenii care poate ar avea nevoie de un zâmbet, nu de mai mult, într-o zi. Încă o dată îl felicit pe Sebastian Culea, da? Sau Aurelian Culea. Ia, l-am botezat. I-a mai zis Sebastian, dar el înțelege. Și domnul regizor i-a mai zis Emilian, așa că de la Emilia Banciu, colega. Nu aș fi zis, dacă nu l-aș fi cunoscut, aș fi zis că e orb în viața civilă, dar foarte a jucat rolul într-un fel impresionant, dar complexitatea rolului a mamei, adică o mamă care nu știu, a fost dureros pentru Gianina Iconaru să ducă suflet toate frustrările unei mame. Adică, ce a simțit Gianina Iconaru când a intrat în acel personaj? Eu sunt foarte curioasă. Pentru că noi toți trăim zi de zi în personajul acelei mame. A fost jos pălăria, uite, ne-au dat lacrimile la un moment dat, am mai văzut spectatori care probabil s-au recunoscut în personajul mamei. Mi-au zis câțiva adolescenți că ați fost exact ca mama. Mă rog, s-au regăsit în relația cu mamele lor. Cumva noi ca actori ne ducem la memoria afectivă. Ce ai trăit, ce ai simțit că ți s-a întâmplat, pentru că și eu am o relație cu mama mea și fiecare dintre noi, și atunci m-am gândit cumva și la mama, ce a trebuit să simtă în anumite momente, și am încercat să o înțeleg cu atât mai mult având acest rol de jucat. Și te atașezi foarte mult. Eu m-am atașat acum de foarte mult de Aurelian și îl simt așa cumva ca pe un copil al meu.
nu pot să explic. E ceva de neexplicat ce se întâmplă acolo pe scenă, cum vine acea emoție și totul decurge așa cum ne-am dorit noi la repetiții să crească linia personajului. Dar te duci și undeva în memoria afectivă, ceea ce ai trăit tu în relațiile tale de-a lungul timpului, și atunci cumva interiorul scoate afară și poți aduce pe scenă emoția respectivă de care era nevoie, cel puțin la finalul scenei pe care o aveam cu personajul Don, cu fiul meu. Te rog, Rosi, vreau cele două poze cu Maria pentru că se termină emisiunea. Dragii mei, aceasta este Gianina Iconaru în viața civilă. Iubește Maria, iubește Whitney Houston. Căutați thrillerul, cred că pronunț mai bine. Filmul, da, unul dintre filmele mele preferate se numește I Am Sam. Nu le dăm pentru că ne blochează Facebook-ul. Și pe urmă vă rog eu, intrați pe ușa de la teatru și puneți-vă întrebarea: cum o femeie care iubește marea și libertatea și e așa, poate să se transpune cel puțin în mama lui Don din Blinding Love? E, și-am zis, doar un rol. Se face pielea de găină și cu siguranță e doar o părticică din sufletul Gianinei Iconaru. Teatru de artă din Deva, cineva din spatele contului, probabil Melinda sau cineva, a scris așa: bună dimineața, Gianina, colegii te îmbrățișează cu drag. Mulțumim, Ioana, pentru apreciere și susținere. Dragii mei, meritați mai mult, nu pot să fac mai mult. Aș face mai mult, dar nu se poate. Sau nu pot eu, dar mă rog la Dumnezeu să-mi arate calea și cumva o să răzbatem împreună și o să ajungem la lumina aceea. Oamenii e clar că văd dincolo de cortina de la teatru, pentru că, așa cum am spus, priviți-o când o vedeți prin oraș, cu siguranță veți remarca un chip care nu e din Deva, dar emană o bunătate care te face să te duci să o întrebi ce mai faceți. Și să știți că relația curge de la sine, fără nicio întrebare. Eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Am spus vă mulțumesc, îi mulțumesc și soțului, domnul Ștefan Abrudean, pentru că așa mai câștigăm un om, că vine prin colaborare și mai câștigăm un om în familia noastră aici la Deva. Și sperăm să fie o mai de lungă durată. Mulțumesc, Rosi, șederea la Deva și să rămânem cumva uniți în frumusețea copilului din noi. Cu siguranță, atât timp cât vom face lucruri frumoase și bune împreună, cu siguranță vom colabora foarte bine și mult timp, de ce nu? Să fie pace și să fim sănătoși, asta cred că e cel mai important, și spun pace că ne confruntăm acum în zilele astea cu lucrurile astea neplăcute, dar dacă îi pace, suntem sănătoși și ne vedem, fiecare de treaba lui, de ce are de făcut, și face bine ceea ce face, atât cât stă în puteri, n-are de ce să nu fie bine. Și e bine dacă învățăm să o dăm mână cu mână și să mergem în cazul de față la teatru. Mergem și la spectacole folclorice, rămâneți abia, n-am uitat că a fost, o să revenim într-o altă emisiune, stați liniștiți că nu trecem cu privirea așa ușor. Mergem. Și invitata mea a fost pentru prima dată în viață. Da, la un eveniment, da, am mai fost, am vizitat biserica și la Gorun am fost, dar la un eveniment nu. Și m-am simțit foarte bine. A fost foarte plăcut, am dansat, a fost o atmosferă plăcută. Și mie îmi place Iuliana Tudor și m-am bucurat să o văd pe scenă acolo.
și vine de foarte mulți ani și mulțumim pentru toată susținerea pe care o arată județului Hunedoara. Trebuie să ne luăm la revedere că deja mi-a zis a treia oară în cască, gata. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Noi o să rămânem la o poveste. Știu că mă invidiați, așa e normal, pentru că după emisiune mai urmează emisiune. Că așa facem noi după ce încheiem transmisia. Dragii mei, nu uitați. Încercați să dăruiți din iubirea voastră, nu că aveți, că n-aveți, că așa. Lăsați, dragii mei, frustrările, lăsați-le acasă când plecați, așa cum prietenii noștri când urcă pe scenă și uită frustrările undeva în spate și încearcă să dăruiască publicului de acolo din sală toată dragostea și iubirea și toată atenția. Haideți să fim buni, haideți să fim buni cu noi, pentru că atunci când suntem buni cu noi, asta primim înapoi, bunătate și respect. Și cred că în această dimineață cel mai frumos mesaj este: haideți să nu fim văzători, dar să trăim în întuneric. Haideți să fim orbi, dar într-o lumină și într-o bunătate a noastră, în bunătatea sufletului, în bunătatea inimilor și în tot ceea ce ne dă Dumnezeu în fiecare zi. Vă iubesc!